Sunt de la Piatra Neamț, la unul dintre cele 20 de proiecte pilot societal. Este vorba de caravana Tineri Activ, implementată de Asociația de Sprijin Comunitar, care își propune, cu sprijinul programului Tineret în Acțiune, să ajute tinerii din Piatra Neamț să-și depășească o serie de probleme pe care le întâmpină la școală sau acasă, în familie, probleme care sunt cauzate mai ales de sărăcie și de discriminare. Vă amintiți probabil povestea cenușăresei care își ducea viața în condiții mizere, fiind urcisită de surorile ei vitrege. Proiectul nostru este despre cenușăreasa zilelor noastre, despre 12 cenușărese, în varianta lor feminină sau masculină, toți tineri, toți elevi, trăind în condiții greu de povestit în cuvinte. Ca și în basmul binecunoscut, cenușăreasa noastră nu merge la bal, deși își dorește foarte mult. Nu are nici măcar invitație. Are, în schimb, foarte multe treburi de făcut. Dar mai are ceva. Voință și forță. George îmi este un bun prieten. Pe colega mea o cheamă Mihaela. Ea este foarte frumoasă. Ștefan este o fire așa îndrăzneț. Ioana este o fire mai zâmbăreață, zâmbește mai tot timpul, râde. Madalina este prietenoasă, inteligentă. Cosmin este un băiat de treabă, glumeaț. Andreea este o fată sociabilă. Mihaița este o persoană glumeață, zâmbăreață. Iuliana este o persoană petrecăreață, glumeață și fițoasă. Ionuț e mult mai serios decât pare. Ana Maria este o fată de treabă, timidă și prietenoasă. Alexandru este un băiat timid, amuzant, de treabă și este colegul meu. Prima reprezentație a caravanei Tineri Activ are loc la grupul școlar Dimitrie Leonida din Piatra Neamț, un liceu situat la periferie, considerat ca fiind nu unul din cele mai bune din oraș. Cei 12 membri ai caravanei Tineri Activ sunt majoritatea elevei acestui liceu din clasele a 9-a și a 10-a, chiar și a 3-a și a 4-a. Cenușăreasa noastră de azi vrea să vă arate ce se întâmplă atunci când nu mai vrea să stea să aștepte să vină un prinț sau o zână bună să o salveze. Pentru că pur și simplu vrea să schimbe viața. Și poate. În liceul acesta, dacă nu ai părinți cu bani, nu ai cum să reziști. Nu vezi cum suntem îmbrăcați toți fashion? Îmi pare că nu ai văzut în viața ta atâția bani la un loc, cât am dat eu ieri pe cismele astea. Iar ca să-ți cumpere o șarpă ca a mea, trebuie să muncească ai tăi 10 luni. Păi, fetele, cum să zic? Sunt foarte frumoase, se îmbracă mădea, mă văd frumos, au haine scumpe, dar sunt și, cum să zic, foarte înfrumoase. Niciodată nu am fost atât de rușine. În viața mea n-am fost atât de umilită. Sărăcia nu e o boală, e o stare. E mare de faci un pas în față? Opresorul! Pe cine mă opresează? Madalina! Și pe cine vrei să schimbi? Pe? Pe mama Madalinei. Ar trebui să o accept, pentru că atât ea are de învățat de la tine, cât și tu, la rândul tău, ai de învățat de la ea. Vă doresc să nu schimbați nimic din frumosul pe care l-aveți în voi. Să nu vă lăsați furați de nimic superficial și să vă păstrați acolo inocența și frumusețea pe care eu am venit și am descoperit-o și care sunt convinsă că va ieși la iveală. Poate nu acum, dar sigur o să vină cineva, precum la cenușăreasa, o să vină cineva și așa, se va întâmpla un declic și totul va ieși la iveală. Nu vă ascundeți, sunteți foarte frumoși, sunteți foarte bogați în sufletele voastre și mă bucur, sunt mândră și onorată că v-am cunoscut și am fost printre voi. E bine, așa? Da, da. Bravo, da.
Noi în proiect nu ne-am împrietenit doar între noi, ci și cu mediul. De exemplu, am folosit sacoșe de iută pe care le-am pictat manual. Piesele caravanei sunt făcute din hârtie reciclată. Și toate decorurile pentru piesă sunt din materiale refolosite. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.